Grupul de comunicare strategică a anunțat peste 2600 de noi cazuri de infectări cu virusul chinezesc. Dintre aceștia, peste 9900 s-au vindecat. Din păcate, sunt și persoane care au pierdut lupta pentru viață. A fost raportat decesul cu numărul 240. Este vorba de o femeie de 56 de ani internată la Spitalul Municipal din Caracal. Potrivit autorităților, la acest moment se mai află internați în spitalele din Caracal și Slatina circa 50 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2. 13 dintre aceștia sunt la ATI, iar peste 6500 de persoane se află în izolare sau în carantină la domiciliu.